o investiție pe care și-a dorit-o această comună de vreo 30 de ani, cu greu, cu greu, și încă o dată, cu greu am reușit să strângem și banii, să reușim să, și să începem lucrarea. Am avut bani alocați de guvernul PSD, Fondul de Dezvoltare, și ne-am avut alocați toți banii. A venit guvernul Orban și ne-a tăiat finanțarea. A trebuit să strângem bani din bugetul local. Toată investiția este în valoare de 7.500.000 de lei cu TVA, în care noi anul acesta, pentru început, avem 29 de miliarde în cont. Așteptăm sprijin de la nou președinte al Consiliului Județean, poate ne mai finanțează și pe noi cu ceva. Imediat după săptămâna viitoare sunt la dumnealui în birou. Astăzi asistăm la un moment istoric pentru Comuna Mănești, pentru Dâmbovița și pentru România. Este singura localitate din România, repet, singura localitate din România, care demarează o astfel de investiție pe legea nouă privind rețele noi de gaze naturale. Trebuie să specificăm aici, domnule primar, nu sunt extindere de rețele de gaze, este înființare de rețea nouă de gaze naturale. Este cea mai importantă investiție pe care noi o avem astăzi în România. Vreau să-i mulțumesc domnului primar pentru implicare. Vreau să-l asigur de tot respectul meu pe dumnealui și pe locuitorii Comunei Mănești. Și în ultimul rând vreau să asigur pe domnul primar și locuitorii Comunei Mănești că întotdeauna voi fi alături de comunitatea locală.